Salutare și bine m-am regăsit pe canal. Revenim cu un nou video din voliera porumbeilor. Avem câteva noutăți, niște vești mai puțin bune. Aici la această pereche au avut două bune, dar din cauza faptului că sunt foarte multe păsări, Au intrat peste ei, am găsit un nou ciocnit și ouăle reci, le-au părăsit. Asta e. Aici pe boxe, unde am împerecheat, n-avem ouă momentan. Așa. Perechea asta am eliberat-o, au ouă limpezi, dar îi mai las așa ca să se învețe cu boxa. Ăștia nu vor deloc să se învețe aici pe boxă. Ăștia aici îi las în continuare pe boxă. Aceștia s-au luat. Ăștia cred că o să le dau drumul. Aici avem un puișor. Așa, și mai au un ou care încă n-a ciocnit, sperăm că ciocnește, pentru că dacă trece mai mult de două zile o să fie diferență între pui. Aici încă n-au depus ouă, restul la fel cum vă spuneam, n-au ouă, n-au depus nimic. Aici la acești indieni avem un ou și ăștia s-au stabilit acolo. Da, am scos două perechi de aici, i-am scos aici afară. După cum am spus și tura trecută, au plecat, nu, a plecat un singur mascul alb. Cu o săptămână înainte a mai plecat un mascul almond. Iar acum am scos perechea asta de linie normală, voltați normali afară și tăpălăgăși ăștia încălțați. Astăzi vor pleca indienii, 8 bucăți de aici și un mascul de linie nouă. Așa. Vor pleca astăzi. Și așteptăm ca tura viitoare când voi veni. Ar cam trebui ca majoritatea perechilor să depună iar ouă. Sperăm că vor sta liniștiți și se vor lăsa practic reciproc să poată călca, să aibă ouă fertile. Ăsta stă pe cuib, dar nu are nimic. A avut un ou limpede și na. L-am aruncat astăzi. Ăștia aici, pe ăsta l-am tuns acum ca să poată călca, e cu acea femelă. L-am băgat și pe galbenul înapoi, galbenul tânăr, la fel. Ia vin un coace cu almond, așa. Să stea acolo cu boxă. N-a vrut. Ia lăsă-l, că poate îi învăț așa cât de cât să stea. Așa. Mă întrebase cineva de ce trebuie stunși, dacă e greu cu ei. Într-adevăr, ca în fiecare an, prima și a doua serie de ouă foarte, foarte slabe. Dau limpezi, mulți masculi nu se cunosc cu femelele și din cauza asta nu reușesc să le calce, sunt mulți masculi tineri. Eu am aici, ăsta, almondul ăsta e tânăr. Ăsta, grizzly, e tânăr la modul încă nu-i matur el. Negru, de anul trecut tânăr. Ăsta are 2 ani, dar ăsta anul trecut n-a călcat de la băiatul ăla la care l-am. Așa. Masculul ăsta aici, de încuip, tânăr. Asta nu, n-au treabă. Aici femela tânără.
acesta e un mascul problematic. Ăsta are 3 ani și în decurs de 3 ani am scos decât un singur pui. Da. Îi mai ofer o șansă acum și vom aștepta. Perechea asta s-a format almondul cu cea mai mare coadă din volieră, cu neagră, cu gut asta. Îi așteptăm să facă ouă, trebuie să le pun un cuib. Ia, o să luăm pe asta. Așa. Am văzut astăzi că masculul încerca să calce femela, dar nu prea reușea. Era și normal, fiind ea avea coada netunsă. Am tuns-o astăzi ca să-i ușurez treaba. Așteptăm acum. După ce o să mai eliberez aici, o să mut în partea stângă, acolo unde am avut indienii anul trecut. Avem 3 puiculițe și un cocoș. După ce îi mut pe aceea, tot ce e în plus aici o să mut acolo și voi lăsa aici în camera asta, vor rămâne doar voltați linie 9 și o să văd ce fac, mă hotărăsc dacă voi mai păstra totuși și perechea asta bătrână și ăștia încălțații. Așa. Mai ai, sunt 1, 2, 3 masculi pe plus. Practic rămâne de văzut cum și în ce fel. Da. Cam ăsta e video. Nu prea avem noutăți în afară de această pereche de a scos un pui. N-avem nimic nou să vă prezentăm. Păsările se prezintă bine. Așteptăm ouăle și așteptăm ca acestea să fie bune, să fie fertile. Până data viitoare, vă doresc numai bine și cât mai mulți puișori. V-am pupat. Pa, pa.